ieri a fost aprobat bugetul pe 2020 și care sunt prioritățile pe noului buget? Asta este bugetul anual pe 2020, a fost aprobat de Parlamentul European săptămâna asta la Strasburg. Nu e noutate faptul că este o diferență de viziune între Parlament și Consiliu. Adică, practic, noi am lucrat pe propunerea Comisiei Europene care propunea 168 de miliarde. Consiliul a tăiat 2 miliarde, 168, și noi, Parlamentul, avem 171, deci 3 miliarde în plus față de ce propunea Comisia. Acum avem două bugete, practic, ale Uniunii Europene, unul aprobat de Consiliu, unul aprobat de Parlament, și intrăm în procedura de negociere. Aș remarca aici rolul colegii mele, Clotilde Armand, care a fost raportor al grupului Renew pentru buget, și a pus acolo câteva priorități importante pentru România. Cea mai importantă, de unde vor veni niște milioane de euro, dacă trece această formulă a Parlamentului European, totul este cu dacă, este creșterea sumelor pentru asistență tehnică. Și aici România suferă, pentru că marea noastră problemă națională este lipsa de capacitate de a scrie proiecte, de a dezvolta proiecte. Și aici este un paradox pe care i-am mai avertizat. Avem bani de asistență tehnică, dar cea mai mare parte dintre ei, dintre cei gestionați de Ministerul Fondurilor Europene, mă refer, cea mai mare parte se duce pe sporul de fonduri europene, care a început acum mai mulți ani ca un fel de idee. La salarii. Era ideea bună. Dom'le, oamenii ăștia fac o muncă foarte specializată, hai să le dăm o recompensă. Dar trebuie să fie o recompensă pentru performanță. Între timp, asta a ajuns așa, un fel de molimă. Nu numai cei care lucrează la Ministerul Fondurilor Europene, ci și oamenii în alte instituții care au cât de cât o legătură cu fondurile europene, și toată lumea, absolut toată lumea, are acest spor de fonduri europene de 75%. Bun, unul că se creează un sistem de stimulente care nu mai funcționează. Dacă toată lumea e performantă, atunci nimeni, de fapt, nu are interes să fie performant el individual. Și apoi am ajuns în situația paradoxală că avem banii ăștia de asistență tehnică de la Uniunea Europeană și în loc să-i cheltuim pentru contracte de scriere de proiecte, de assessment, de tot ce înseamnă pregătirea de proiecte care durează, mai ales pentru infrastructură mare, 2-3 ani, îi băgăm în subvenționarea acestui sport de fonduri europene. Bun, asta se întâmplă la nivel național. Ce a făcut Clotilde la nivel european este să crească capacitatea instituțiilor europene de a ajuta România. Rămâne să vedem cum. Prin BERD, prin BEI, formula mai încercat, una dintre ele este ce a făcut Vlad Voiculescu pentru spitalele regionale și atât că funcționează. Iată că totuși BEI-ul care a lucrat la partea de pregătire de proiecte a fost în stare să vină cu niște proiecte de spitale regionale, ceea ce Guvernul României n-a făcut. Guvernul României mai rău i-a încurcat că nu le-a pus la dispoziție de măcar terenuri în Iași sau în Craiova. Deci asta ar fi un fel de a lega discuția mare despre bugetul european de chestiuni foarte concrete de la noi de acasă, dar eu sper să se schimbe această logică. Să nu mai înțelegem că asistență tehnică în România înseamnă veșnicul sport de fonduri europene.